binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Înainte de a începe să răspund ceva din Biblie, vreau să mulțumesc fratele Valerus că s-a gândit și la mine. S-a rezolvat o copie, nu știu dacă singur, s-a rezolvat-o cu aerul că probabil s-a gândit că să rău la căldură. Și cel puțin mi-a dovedit că mi-a scăpiet. Și mulțumesc pentru această. Frate și surori, avem înaintea noastră acest text din Cartea Sfântă, din Biblie. Și aș vrea cu ajutorul Domnului Iisus să ne apropiem de cuvântul acesta pus înaintea noastră. Sigur, am întrebat pe un frate în bancă, dacă poate după masă a vorbit cineva din prima parte a acestei istorii, care iese de la versetul 1 până la versetul 26, discuția Domnului Iisus cu acea femeie samariteană. Și fratele mi-a spus că în trecutul imediat, apropiat de noi, nu s-a vorbit. Și m-am gândit că a trebuit să trecem oarecum și prin partea aceasta, să ne reamintim. Cu toate că este un text, mai ales prima parte, care se citește mult și se vorbește mult de el la evanghelizare. Și eu pot să spun că am auzit câteva predici din textul acesta. Poate o să spun ceva ce ați mai auzit, poate o să spun ceva ce n-ați mai auzit. Aș vrea doar ca Dumnezeu să mă ia pe mine în primire, dar și pe dumneavoastră. Adică și ce spun eu să fie din partea lui Dumnezeu și și inimile dumneavoastră a tuturor să fie pregătite de Dumnezeu pentru acest cuvânt. Că s-ar putea să ne regăsim pe aici. Vorbind despre Samaria și despre samariteni, probabil că sunt importante câteva date istorice. Samaria era o provincie la nord de Iudeia și la sud de Galileea. Samaritenii aceștia au o vârșie în Vechiul Testament. Dumneavoastră știți că au fost două împărății, împărăția lui Israel în partea de nord, cu capitala la Samaria, și împărăția de sud, Iudeea, cu capitala la Ierusalim. După ce a fost acea împărțire între Ieroboam și Roboam, poporul acesta a Israelului, cele 10 seminții care formau împărăția de nord, au trecut prin tot felul de experiențe, sub domnia împăraților răi pe care i-a avut și până la urmă au venit împotriva lor neamurile străine și au risipit în cele 4 vânturi, a deșertat țara de locuitori și Biblia spune că împăratul Asiriei, ca să nu rămână cetățile și câmpiile pustie, a adus oameni dintre neamurile, din întreagă popoare. I-a adus și a așezat acolo, în ținuturile Samariei, în ținuturile împărăției de nord, al lui Israel. Numai că oamenii aceștia care au ajuns acolo nu știau cum să slujească Domnului și Dumnezeu a trimis împotriva lor niște lei care omorau. Împăratul, când i s-a raportat acest lucru, a spus, trimiteți un preot pe care l-a luat de acolo să meargă în fostul ținut al lui Israel și să îi învețe pe oameni cum să slujească lui Dumnezeu ca să nu-i mai omoare lei aceia. Și au venit un preot, i-a învățat, dar totuși lucrurile n-au rămas limpezi, lămurite. Spune acest cuvânt în 2 Împărați, în capitolul 17. Astfel se închinau Domnului, dar slujau în același timp și Dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fusese rămutați. Până în ziua de astăzi își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de regele și rânduierele lor, nici de regele și poruncile date de Domnul copilului Iacov, care i-a pus numele Israel. Deci a fost un sincretism religios acolo, în fostul teritoriu a celor 10 seminții din nord. Sigur că n-au rămas lucrurile așa,
Aceasta a fost în timpul împăraților Asiriei. Au venit în timpul împăraților Babilonului. Au venit și au cucerit Babilonul și au moștenit și această stare de lucruri. Au cucerit și Iudeia, știți dumneavoastră, și Iudeia a ajuns în robie. Toată zona aceea a fost sub dominația persană. A venit apoi Alexandru Macedon și a cucerit Persia. Și a cucerit, bineînțeles, și zonele care erau satrapii sau provincii persane, inclusiv această zonă numită Samaria sau Iudeia sau Galileea, cum mai este un provincie acolo. Dar în timpul stăpânirii urmașilor lui Alexandru, a fost o răscoală. Au fost acele războaie purtate de Macabei, știți sigur despre aceste lucruri, care au reconstituit în cea mai mare parte țara lui Israel, cuprinzând toate provinciile lor istorice. Adică Iudeia, Samaria de altă dată, adică cele 10 seminții, și chiar până în nord, până în Galileea. Și probabil în timpul acesta populația oarecum s-a amestecat. Ba în timpul acesta poate că mulți dintre cele 10 seminții risipiți printre popoare s-au întors și ei la locul lor de baștină. Destul că atunci când ne este relatat textul biblic, după, bineînțeles, după răscoala Macabeilor, după războaiele Macabeilor, după o vreme de independență a acestui nou stat evreu, au venit romanii. Și romanii, văzând că populația nu e chiar omogenă peste tot, i-au împărțit cel puțin în trei provincii, dacă nu în patru. Eu cred că erau patru. Idumea, Iudeea, Samaria și Galileea. Foarte, foarte surprinzător pentru mine, la nord, în partea de capăt a fostului teritoriu evreiesc, erau galileienii. La mijloc era Samaria, aceasta despre care se vorbește în textul acesta, și în sud era Iudeia, adică evreii puri. Și din textul acesta, din capitolul 4, înțelegem că între samariteni și între evrei nu erau legături foarte bune. Din mai multe puncte de vedere, evreii considerau pe samariteni, în primul rând, că fac parte dintre neamuri. Și chiar dacă nu fac parte în totalitate dintre neamuri, ci sunt și evrei printre ei, sau au și obârși evreiești, nu sunt oameni care țin cu sfințenie legea și nu se închină felul în care se închină ei la Ierusalim. Și din pricina aceasta, îi considerau necurați, îi considerau oameni străini de legămintele lui Dumnezeu. Ba și despre galileieni care erau mai apropiați de ei din punct de vedere doctrinar, îi considerau niște întorși dintre neamuri evrei de-a lor, dar cu mult mai rudimentar decât erau ei la Ierusalim. Și găsim aceasta în mai multe locuri în Biblie, diferența aceasta între evrei și samariteni. Ei evrei se considerau oameni buni. Și galileienii pentru ei erau acceptabili. Măcar că era o provincie din nord și unde ziceau ei, ei ați mai sărăcuți, ei ați mai necăjiți, ei ați mai înapoiați. Cum ziceam și noi de multe ori când trăiam în România, ăia din Timișoara spuneau că Banatul-i fruncea. Se uitau la ăia de undeva din nord, așa, mai de sus. Că nu știu vorbi bine românește, că știu eu, tot felul. Se uitau evrei aceștia care trăiau în zona, în Iudeia, în prejurul Ierusalimului, la samariteni și chiar și la galileieni, cu un pic de dispreț la galileieni, dar totuși îi considerau evrei de-a lor, dar la samariteni ca ceva care nu mai pot să zică că eu fac parte din Israel. Și apăreau între ei tot felul de disensiuni. Numai că, inevitabil, când trebuiau să treacă evreii din Galileea, să meargă la Ierusalim, să prăznuiască sărbătorile acolo, să aducă jertfe, inevitabil trebuiau să treacă prin Samaria, sau trebuiau să treacă Iordanul, să ocolească prea foarte mult și să ajungă apoi pe un drum ocolit în Iudeea. Și era mai convenabil, oarecum, să treacă prin Samaria, chiar dacă nu le plăceau locuitorii țării. Și mă întreb eu câteodată așa, cum face Dumnezeu lucrarea lui, așezat între ea bun de la Ierusalim, și aproape bun din Galileea, un neam de oameni răi. Știi? De ce o fi pus acolo? De ce o fi îngătuit acolo? Ba încă niște ucenici a Domnului Iisus, la un moment dat, Domnul Hristos și-a îndreptat fața să meargă la Ierusalim, hotărât să meargă la Ierusalim,
și a trimis înainte niște soldi care s-au dus într-un sat de al samaritenilor să-i pregătească un loc de găzduire peste noapte. Și samaritenii cu râca asta care era între ei, nu i-au primit. Au zis, a, mergi la Ierusalim, evrei de ea, foarte scrupuloși, foarte religioși. Nu, nu i-au primit. Și erau ucenicii Domnului Iisus. Nu erau mai crescuți decât ceilalți evrei. Și au zis, Doamne, să poruncim să coboare foc din cer. Că oricum samaritenii ăștia nu-ți bune nimic. Și Domnul Hristos, răspuns cuvintele acestea, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Căci Fiul Omului n-a venit, a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Le-a dat Domnul Hristos atunci o lecție. În textul nostru de astăzi, Domnul Hristos le dă ucenicilor lui lecția supremă. Atitudinea pe care o ai față de un om rău. Sau față de un om pe care tu îl crezi rău. Nu vi s-a întâmplat de multe ori să aveți pe câte unul pe lângă dumneavoastră și să vi se pare că, Domne, dacă s-ar muta de aici, să nu mai stai lângă mine. Păcătosul ăsta. Că nu mă ispitește în fiecare zi. Sau să nu mai stai deasupra mea la bloc. Să nu mai aud că bocă. Sau să nu mai fie vecinul meu. Uite, musulmanul ăsta s-a mutat aici lângă mine. Îmi vine să mă mut, să nu mai văd. Avem și noi ca și evrei de atunci. Măcar că suntem pentecostani, suntem biserica Domnului, știm menirea bisericii, de ce ne-a lăsat Dumnezeu în lumea aceasta? Că dacă n-ar fi avut cu noi un scop după convertire, ne-ar fi luat acasă și de aia ne-a lăsat să fim lumină în lumea aceasta, să fim o evanghelie scrisă, dar când ne uităm la oameni pe care îi identificăm ca fiind păcătoși, răi, altfel decât noi, avem tendința să-i răcorim. Așa avem tendința să-i judecăm și vreau să vă spun și eu am picat de multe ori la examenul acesta. De când îți la Gatineau, de vreo 4 ani de zile, într-o zi, un frate ne-a vizitat și a avut un cuvânt. Eu aș zice un cuvânt profetic pentru mine. N-a avut pentru toți frații de acolo. Poate că unii aveau alte gândire. Dar mie mi-a spus, omule bala, vor veni aici în locul acesta oameni de care te vei mira cum ne-au ajuns aici și o să te uiți la ei și o să ai tendința aceasta în prima instanță să-i judeci și să-i respingi. Să nu-i respingi. Că numai eu cunosc gândurile oamenilor și inimile oamenilor. Și chiar s-a întâmplat, să știți. Și chiar asta a fost primul gând care mi-a trecut. Ce caută? Ăștia au rupt la arizmatici. Ăștia au fost poia care îi cercetau tot felul de duhuri. Și acum vor să vină într-o biserică pentecostală. Nu se poate. Au venit niște oameni de la Vancouver, nici nu vorbeau limba, nici franceză, nici românești. Numai engleză. Tău, să zic, vrem să ne închinăm și noi aici cu voi. Noroc că sunt acolo frați care vorbesc limba engleză. Le-au tradus tot ce s-a spus și tot felul de oameni. Există în om, există această pornire. Dacă nu-i ca mine, îl resping. Și mai mult, dacă mi se pare că a coborât foarte mult pe o scară socială, nu pot să mă unesc cu un astfel de om, că sunt un păcătos. Și n-ar putea să fie un bun exemplu pentru mine, pentru familia mea, pentru copiii mei. Domnul Hristos, în privința aceasta, a hotărât să dea o lecție ucenicilor și le-a dat-o. Și, de fapt, vreau să vă spun că e de folos și pentru noi să învățăm lucrul acesta. Poate ai în casa ta un soț și, cum spunea fratele Nelu Brie la convenție, când a fost dat un exemplu, că îi spunea o soră, nu pot să fiu fericită cu bărbatul meu, pot să divorțez de el, că Dumnezeu vrea pentru mine să fiu fericită. E clar. Fratele Nelu, eu spun, dar fratele Prestu, Dumnezeu vrea altceva. Pavel spune foarte de sfârșit, Dumnezeu vrea să-ți câștigi bărbatul prin purtarea ta bună. Că de aia l-a lăsat acolo lângă tine, care ești un sfânt sau o sfântă. De aia e vecinul ăla lângă tine, care e așa cum e el. Pentru că Dumnezeu vrea ca să fii tu pentru el lumina aceea, care să-l ducă spre cer, spre rai. Și aș vrea ca biserica și comunitatea și frații și surorile să învățăm din lecția aceasta și atunci când avem lângă noi oameni care chiar dacă nu cred ca noi, să nu-i privim ca pe ceva care merită aruncat la coșul de gunoi. Că nu avem nimic de a face cu ei. Aici, înaintea noastră, este așezată această femeie samariteancă.
Biblia spune că Domnul Hristos, când a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Spunea, nu era obligatoriu să treacă prin Samaria. Cuvântul acesta trebuia să treacă. Poate să aibă și sensul acesta că n-avea cum de merge prin altul hart. Dar pentru că există acele cuvinte care le spune El ucenicilor, mâncarea mea este să fac lucrarea celui ce m-a trimis. Eu înțeleg că trebuința aceasta de a trece pe acolo era că pe acolo îl ducea lucrarea lui Dumnezeu. Nu că n-avea pe unde ocoli în altă parte. Ci pentru că El avea de gând să facă ceea ce a spus la ucenici când au zis, Doamne, să coboare focul din cer. M-am întrebat, tot în Biblia am auzit, când ne-a trimis pe primii 12 apostoli în lucrare, ucenici în lucrare, le-a spus să nu intre nicio cetate de-a samaritanilor și a zis, a făcut o discriminare, Domnul? Să nu meargă pe calea bătrânilor, să nu intre nicio cetate de-a samaritanilor. Și m-am gândit, nu. Cred că nu erau pregătiți să meargă la samaritani. Și s-a văzut aceasta când acei doi ucenici, Iacov și Ioan, s-au dus să ceară loc de găzduire. Erau gata să facă cum au făcut Ilior, zis ei. Să vină foc din cer, să iardă pe toți. Că n-au fost în stare să recunoască noi niște sfinți. Mă că nu erau. Că dacă erau, poate vedeau samaritenii. Și Domnul Hristos trebuia să treacă prin Samaria pentru că planul lui Dumnezeu era cu privire la această provincie. De unde știm aceasta foarte bine acum, având Scriptura în mână? Pentru că atunci când Domnul Hristos prefigurează cum se va dezvolta biserica Lui, pe care porțile locuinței morților nu vor birui, El le spune ce voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia și ce urmează? În Samaria și până la marginea Pământului. În Samaria erau încă și evrei. Erau oameni mai aproape de Dumnezeu și mai cu cunoștință de Dumnezeu. Și mai există un verset vorbind despre biserică în capitolul 9. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. El a gândit Domnul Hristos la provincia aceasta, la locuitorii acestei provincii și a trecut pe acolo pentru că avea o lucrare de făcut. Se întâlnește cu femeia aceasta samariteancă. Unii frați au numit-o anonima de la fântâna lui Iacov. N-are nume. Dacă n-are nume, zice, cine știe? Toți sfinții au nume. Toți sfinții au nume. Cine știe dacă femeia asta până la urmă a fost mântuită sau nu? O, câți oameni sunt anonimi în lumea aceasta pe care nu i-o știu nimeni. Dar au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Și au numele scrise în cartea vieții. Amin? Am găsit scris despre câțiva oameni din Cipru și din Cirene care au mers în Antiohia. Au vestit Evanghelia grecilor. Au luat ființă acolo o biserică fără ajutorul bisericii de la Ierusalim. Și au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Biserica din Ierusalim după 2 ani a avut ei. Nu li se dat, nu li se dat pe nume. Nu li se dat pe nume. Erau anonimi în ochii noștri. Dar au scris numele acolo în carte și îi cunoaște Dumnezeu. Pe toți aceia care dorm în țărâna Pământului la vremea aceasta, de care nu știm că au plătit un preț pentru Dumnezeu, dar în ziua aceea mare Domnul i-a chemat pe nume. Și chiar ne va da un nume nou. Și Biblia spune despre femeia aceasta, o femeie, nu are nume. O întâlnește Domnul Hristos și intră în vorbă cu ea. Și nu vreau să insist foarte mult, pentru că mi-am propus câteva lucruri să le discutăm împreună și știți această istorie, ce mă uimește pe mine la femeia aceasta, că nu era așa cum am crede noi despre samariteni, care habar n-aia pe ce lume trăiește. Bă, poate nici nu era dintre neamuri. Ea își asumă și l-asumă pe Iacov, zice părintele nostru, Iacov. Unii spun, domnule, nu se poate. Am învățat un fel de a vorbi, dar nu cred că se trăgea din Israel. Nu știm. Pentru că sunt Macabei, statul Israel s-a refăcut și chiar dacă nu foarte mulți evrei s-au stabilit în Samaria, puteau să fie dintre evrei acolo. Putea să fie chiar din... Și chiar dacă nu era din iarul lui Israel. Chiar dacă nu era izraelită. Dar îmi place de ea
că știa istoria poporului ales. Zice, părintele nostru Iacov ne-o dat țântână aceasta. Din ea au băut el și feciorii lui, cum s-a gândat cântarea. Nu interesant. Știa femeia aceasta că există proroci. Și la proroci Dumnezeu ne descoperă taine. De ea știi tu, iudeule, cine sunt eu și ce am făcut, că ești proroc. Dar mai știa ceva. Mai știa de un Mântuitor al lumii, de Domnul Iisus Hristos. Mai știa de Mesia. Era o stradă destul de înaltă în ceea ce privește învățătura. Se spunea la ora de rugăciune, parcă de oameni care au învățătură din cuvânt, dar fără să-L fi întâlnit pe Domnul și fără să-L cunoască pe Dumnezeu. Femeia aceasta este una dintre aceste persoane care știa multe lucruri. Dar vreau să vă spun ceva, să nu vă spărați pe mine că vă spun. Eu identific în bisericile pentecostale, în cultele, așa zis, creștine, în biserica tradițională, ortodoxă, catolică, oameni care vorbesc despre Dumnezeu, cunosc multă istorie, cunosc multe lucruri despre faptele Sfinților, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu-L cunosc pe Mântuitorul lui. Chiar dacă știu despre El, chiar dacă au citit în Scriptură, chiar dacă au citit Cuvântul Domnului. Și vreau să vă spun ceva, ce m-a impresionat pe mine la femeia aceasta, și sigur, prima tendință lui, când te uiți la o femeie care a fost măritată de 5 ori sau cel puțin a stat în concubinaj cu mai mulți bărbați și acum iar în concubinaj stă, când te uiți la ea și zici, băi, de asta nu avea ce să aibă Dumnezeu, că Dumnezeu nu primește astfel de păcătoși pe el. Eu vreau să vă spun ceva, oferta lui Dumnezeu de mântuire pentru toți oamenii. În privința aceasta am învățat și eu la viața mea o lecție. În măsură un frate de-a meu din Norvegia, fratele meu Ștefan, are 13 copii, și un frate de-a soției lui, nepocăit, a stat cu o femeie în concubinaj, o bucată de vreme. Câțiva ani, avea și un copil cu ea. După aia a dat-o doar din casă. O zis, vreau să mă însor de adevăratele, dar cu altcineva, nu? Și cumnata mea, Gorila, îi spune la Ștefan, băi Ștefan, ia-o și pe amăreta asta mea. Când te duci în Norvegia, ai microbuzul ăsta mare, te duci numai pocăiți acolo. Ia-o și pe asta, faci tu o faptă, tu o să culeagă și ea ceva căpune acolo și să facă și ea un ban. Pai, fratele meu, așa cam ca mine, cum să duc o femeie de asta din lume cu mine? Cum să duc? Bă, dar te duci cu doi băieți, duci cu două fete și cu trei băieți de fapt. Cu trei copii, nu cu trei băieți, cu două fete și cu un băiat de-a lui. Cum să duc? Nevastă sa se simțea așa obligată că fratele ei s-a purtat urât cu ea și a zis, ia-o, Ștefane, te rog, ia-o. O luat-o până la urmă, a dus-o în Norvegia. Mă sună de acolo, zice, meu frate, eu am venit în Norvegia cu trei copii de-a mei, în microbusul meu de 15 locuri și cu cei mai pocăiți oameni din biserica din Smeri. Iudeia scrie-o conservator, cum ne place nouă, foarte conservator, știi? Și băi, ce m-au făcut de râs, mă. Am luat cu mine și o femeie de pocăiți, o samaritean. De la ortodoxi. Una care a stat în concubinaj cu cumnada mea. Și? Și femeia le-a dat lecții de pocăință la toți. Păi Ștefane, mă uimești. Păi zice, frații mei, ăia foarte conservatori, ăia zice, dimineața, femeia aia străină, aia să scula, le făcea cafea, le făcea ceai, le brăjea și pâine, le făcea un mic dejun. Îi mâncau repede, înfuricau, nu știu măcar, nu strângeau vasele din campamentul ăla unde se deau și fugeau repede să leagă cele mai bune rânduri. Și când mergea și ea, după ce punea la loc toate lucrurile, nu mai avea ce culege. Și m-am rugat ei, bă, lăsați și ei, bă, niște rânduri măcute, au muncit pentru voi. Aia cu cine vorbi. Am venit aici să facem bani. Avem familie în țară, de ținut. Au făcut de râs. Câteodată așa ne uităm la câte unul numai pentru faptul că e la un anumit nivel, o trăit în anumite stări și îl considerăm că n-ar putea sta cu noi la masă. Și poate nici nu stă. Și când e la o probă, ne dăm arama pe față și arătăm cine suntem în adevăr. Aici, în textul acesta, îmi place de femeia aceasta că atunci când se întâlnește cu oportunitatea de a primi de la Domnul Hristos apă vie, ea capitulează. Nu se ține acolo pe poziția aceea, știi? Sunt foarte mulți oameni păcătoși care când s-au întâlnit cu adevărat cu Domnul,
au capitulat și au acceptat din toată inima apa vie pe care Domnul Hristos o busele de ea. Dar foarte interesant, mai mulți din cei de afară care au trăit în păcate grozolane decât cei din biserică. M-am minunat de multe ori și vă spun cu toată sinceritatea. Am întâlnit în viața mea astfel de oameni, copii de-a fraților care probabil n-au fumat niciodată, n-au băut niciodată, care s-au botezat de tineri, care au stat în biserică, dar n-au fost cu adevărat pocăiți niciodată. N-au înțeles ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Au devenit, ca să zic așa, creștini prin educație. Și oameni veniți de afară, oameni care au trăit în păcate grele, oameni care, într-adevăr, au văzut că Dumnezeu i-a scos din mocirlă, după ce s-au întâlnit cu Mântuitorul lumii, au devenit niște oameni cu totul și cu totul schimbați. Cu totul și cu totul alții. Și au fost în stare de sacrificiu, de jertfă, de dăruire, de abnegație. Cu mulți copii de-a fraților nu au fost în stare să facă. Femeia aceasta capitulează. Uitați-vă, ne spune textul acesta care vorbește cu Domnul Hristos. Și nu o să le repet cuvânt cu cuvânt ce vorbesc acești de Domnul Hristos cu femeia aceasta, dar în momentul când zice Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta va fi arăsete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, îi bea cum îi va fi sete. Bă, încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău să vină aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine, ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai adus și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. M-am gândit că putea să spună multe lucruri. Auzi, dar bărbatul meu nu e acasă. Bărbatul meu e ocupat. E la lucru, e la companie. Nu ați practicat niciodată, ca și creștini, așa, minciuna asta convențională. Trebuie să o recunoașteți mie. Ați vrut să evitați anumite lucruri. La o întrebare directă n-ați răspuns în mod onest și direct. Și ați evitat, ați ocolit. Lucru care este echivalent de o minciună. Femeia aceasta, dintr-o dată, să recunoaște cine lui cu adevărat înaintea acestui proroc, acestui Dumnezeu. Prima dată și ea, eu samaritan, că tu ești iudeu, nu avem nicio legătură unii cu alții. Dar când îi spune despre viața ei, se recunoaște. Ce bine ar fi să învățăm ceva de aici. Și vreau să vă spun cu toată responsabilitatea. Convertirea unui om la pocăință, convertirea unui om la mântuire, începe cu recunoașterea stării lui. Eu am întâlnit foarte mulți oameni de treabă în viața mea. Mai ales printre pocăiți. Știți cine se numeau oameni de treabă? Mai țineți minte pe frații lui Iosif? Am vorbit odată despre ei. Frații aceștia lui Iosif, întrebați. De viața lor, de trăirea lor, au zis, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere rană. Noi toți suntem fii acelui om, suntem oameni de treabă. La prima vedere, suntem oameni de treabă. Și femeia aceasta putea să pozeze înaintea Domnului Hristos într-o femeie de treabă. Numai că s-a întâlnit femeia aceasta cu cel care poate să dea apă vie. Și era în ea o dorință, un gol. O căutare. Nu mulțumit-o viața pe care a dus-o. Și pentru că a văzut că stă în fața ei un proroc. Și a recunoscut starea. Ceea ce puțin dintre noi fac. Chiar și atunci când vin să boteze. Mă gândesc la frații lui Iosif, cu care până la urmă s-au pocăit. Am gândit de foarte multe ori, domne, oamenii totuși au o șansă să se pocăiască și bine de-aia care se pocăiesc până la urmă. Am uitat la acest Iuda, care a fost cel care a luat inițiativa să-l vândă pe Iosif. Și apoi când ajunge să controleze economul casei lui Iosif, când o trebuie să-și coboare fiecare din ei sacul, ca să-i controleze economul în sac, ce-au acolo în sac,
Omul acesta îl găsesc un om cu totul schimbat și foarte pocăit. Și mă gândesc așa câteodată și mă și rog dacă ar trimite Dumnezeu pe economul lui, pe Duhul Sfânt, să cerceteze toate inimile noastre, să scotocească în fiecare sat. Că așa îl ținem de legat și de strâns. Câți tineri din biserică se închid în camerele lor și când intră tata sau mama sau fratele, schimbă imaginea de pe computer, de pe internet. El închide laptopul. Întoarce tableta cu fața jos, o bagă sub laptopul. Câți? Vin în biserică și cântă. Nu știe nimeni ce au în sac. Dar îi vedem cum intră în derivă și apoi eșuează cu un țărm pustiu. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea. Frații lui Iosif au fost astfel de oameni. Într-o zi au trebuit să-și coboare sarcii de pe măgari. Și a venit cineva să-i controleze. Și-l găsesc pe Iuda că s-a pocăit. Știți ce m-a făcut să cred că s-a pocăit? După ce Iosif, după ce se întorc în cetate la Iosif, cu sarcii încărcați, după ce au fost controlați, s-a găsit acolo la Beniamin cupa, Iosif le spune, cel la care s-a găsit cupa, rămâne robul meu și voi plecați acasă. Și puteau să o facă dacă nu s-ar fi pocăit. Și să zică la tată, că uite, asta s-a întâmplat, din oraș pe Beniamin. Dar Iuda zice, acum dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sfântul căruia este nedezlipit sfântul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este, și robii tăi vor pogorâ cu durere în opinia morților bătrânețele robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngrădă-i dar, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al Domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea fi eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? A, să nu văd mâgnirea tatălui meu. Prima dată nu i-o păsat. M-a vândut pe Iosif. I-a dus haina pe striță, muiată în sângele unui țar. Nu i-o păsat de mâgnirea tatălui. Dar între timp s-a pocăit. E bine câteodată să-i controleze economul. E bine câteodată ca Duhul Sfânt să vină prin inimile noastre, să vadă ce acolo, să scoată afară. Că poate ne pocăim în felul acesta. Femeia aceasta, în primul rând, asta a făcut. S-a uitat în interiorul ei și a văzut viața deșertă pe care a dus-o. O recunoscut. Doamne, ai dreptate. Tu știi totul despre mine. Asta am fost. O epavă bătută de valuri. Și apoi, spune cuvântul Domnului că Domnul Hristos îi face oferta aceasta cu apă, aceasta vie și îi spune că elui acela care poate să dea această apă. Și atunci femeia dintr-o dată îi preocupată de închinare. Un om care se convertește, care cu adevărat îl primește pe Domnul Hristos, nu care se botează. Nu care e trecut într-un registru. Nu care face parte dintr-o formație muzicală. Un om care se convertește și recunoaște starea de păcat în care a trăit. Și apoi e preocupat de adevărata închinare. Și femeia aceasta îi spune, dacă ești proroc, spune-ne unde trebuie să ne închinăm. Că voi iudeii spuneți că acolo, la Ierusalim, și părinții lor au zis că pe munte, că au și construit altare în Samaria. Și Domnul Hristos îi spune adevărul acesta, închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Și sigur, îi precizează că voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, că mântuirea vine de la iudei. Și am vorbit eu o dată despre lucrul acesta, nu vreau să-mi repet, acum că nu-mi plâng timp. Și atunci femeia vine cu concluzia ei. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căreia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Adică și mie are să-mi spună. Domnul Hristos îi zice, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Și de aici vin ucenicii și începe textul nostru de astăzi. Din textul nostru de astăzi, aș vrea să vă înfățișez o altă femeie. Care după ce a primit pe Domnul Hristos, după ce a acceptat oferta cu apa vie pe care le-a dat Domnul Hristos, deja se transformă în evanghelistă.
merge în Samaria și pline coasă de găleată, merge și zice, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Eu cumva este El Hristosul. Dar ea credea că este Hristos. Deducem din text că ea credea că este Hristos. Și aici vreau să vă spun ceva, că venim tot mereu la noi, la noi, la noi, la noi. Deci suntem niște oameni care, cel puțin teoretic, spunem că l-am primit pe Domnul Hristos, că am acceptat învățătura, lumina, apa vie. Domnul Hristos i-a spus acestei femei, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâcni în viața veșnică. În Evanghelia, după Ioan, în aceeași Evanghelie, Domnul Hristos spune în capitolul 7, versetul 38 începând. Dar citesc de la 37, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului Iisus, a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Adică la femeia aceasta, Domnul Hristos vine cu oferta aceasta. Vei primi și tu Duhul care va face să țâșnească această apă până în viața veșnică. Dar cum să țâșnească? Care-i partea cea mai importantă a lucrării pe care o face Duhul? Când din inima ta țâșnește această apă vie, ea țâșnește pentru cei din jurul tău. Și aici e vorba despre lucrarea misionară pe care o face biserica. Vreau să vă spun că femeia aceasta, în urma convertirii ei, dintr-o dată se simte responsabilă să spună și la cei din Samaria. Să spună și la vecinii. Să spună și la femeile acelea care nu veneau împreună cu ea la apă. De fapt, ea venea să scoată apă la amiaz. Biblia ne spune că era ceasul al șaselea, la amiază. Dar când femeile găsim în Scriptură relatat, că ele mergeau să scoată apă seara, când se strângeau turmele. Dar ea venea singură, că n-avea multe relații din cauza statutului pe care l-avea. Și au predicat frații de asta de multe ori. Dar lumea acum, dintr-o dată, o prinde grija pentru ăia. Dacă ăsta e Mântuitorul lumii, dacă ăsta e Hristosul, cum se beneficiez numai eu de asta? Mă duc să le spun și lor. Și vreau să vă spun că îi dau dreptate unui frate lucrător care spunea Biserica Pentecostală de astăzi trăiește ca o cetate sub asediu, ca Samaria asediată de vrăjmași. Ca consumăm tot ce avem în interior. Eu stau acolo la Gatineau și vin în fiecare weekend aproape la Montreal și tot mereu aduc aminte de lucrarea aceasta de la Ottawa. Dar nu-i vorba numai de Ottawa. E vorba că dacă tu te-ai întâlnit cu Domnul Hristos, dacă ai parte de această apă vie, de Duhul Sfânt, tu nu poți să trăiești numai pentru tine și să stai numai ca într-un club select în care fac parte penticostali unul și unul. Tu ești ca cei care au plecat din Ierusalim în urma prigoanei și mergând din loc în loc predică Evanghelia. Tu ar trebui să fii unul care să duci lumina aceasta a Evangheliei celor pe care treci. Oamenilor răi pe care i-a pus Dumnezeu lângă tine. Să le spui. Am un bătrân de 87 de ani. Am intrat în vorbă cu el. I-am curățat de câteva ori mașina. Și am crezut că e creștin. Plecam undeva în fiecare dimineață, duminica sau sâmbătă, când eram noi acasă, cu soția lui. Tot o femeie foarte în vârstă. Și zic, măi, ești de merg undeva la biserică. Dar după ce am intrat în discuții mai aprofundate, zice, n-am putut să citesc Biblia. Ați încercat? Deci am încercat. Și am ajuns că Dumnezeu a poruncit la niște oameni să-i omoare și pe aia și pe aia nu-i prea mult pentru mine. Ce Dumnezeu e ăsta? Să omoare oamenii. Vocabularul meu redus nu-mi permite să vorbesc cum vorbesc cu un român, dar am încercat. Și între altele, faptul ăla minor, că am curățat mașina de zăpadă, l-au făcut să fie atent, să asculte ceva. 87 de ani are și asta nevoie de mântuire? N-a crezut niciodată în Scriptura. Te-a pus Dumnezeu lângă unul, care poate știu eu, zici, paște moartea peste câteva zile. N-ai ce să-i mai spui, nu are timp de pocăință. Și tratezi foarte ușor problema aceasta. Dar tocmai de aia, pentru că te-a pus Dumnezeu lângă el, trebuie să-i spui de Domnul Hristos, de apa vie, de mântuire. Dacă nu-i spui, dacă nu simți
în inima ta dorința aceasta. Atunci îmi pun întrebare, ești măcar la nivelul acestei femei, care convertită, acceptând că Domnul Hristos e proroc mai întâi, a evoluat, mai întâi îl numește tu iudeu, apoi zice, Doamne, credința în inima ei crește. Apoi ajunge să fugă în Samaria, să spună și la alții despre Domnul Hristos, pentru că dintr-o dată și-a asumat că s-a întâlnit cu Mântuitorul Lumii. Și tu nu faci nimic din toate astea. Mă întreb, te-ai întâlnit oare chiar cu adevărat cu Domnul Hristos? Spuneam unui frate, am în mintea mea ca un clopot. Tot mereu mă. Și acasă, și în călătorie, mergând cu mașina, mai repet poezii să nu le uit, mai mă gândesc la lucrurile lui Dumnezeu, dar tot mereu mă. Când trebuie să plec, când mă duc în ziua aceea, oare de câți oameni mă va întreba Dumnezeu pe care i-am întâlnit în viața mea și pentru care n-am fost lumină, dar care nu le-am spus nimic. Și mereu și mereu îmi sună în minte o întrebare, oare voi merge cu mâna cu oameni? Oare ziua aceea când o să mă întrebe și pe mine, ce ai făcut? Oare voi merge cu mâna cu oameni? În textul acesta de astăzi a citit că Domnul Hristos s-a despărțit de femeie, femeie o plecat în cetate, ucenicii îl îmbiau să mănânce, el le spune, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, și acum vorbește spiritual, ridicați-vă ochii și priviți foltele care sunt albe acum, acum, nu peste 4 luni. Gata de seceriș. Foltele care sunt albe acum, o să ne ocupăm și noi de evanghelizare, frate Bala, când ieșim la pensie. Și noi când gătăm de aranjat casa, când terminăm de aranjat copiii, nepoții, atunci mai mergem, dar până atunci avem treabă. Și Domnul Hristos face mențiune aceasta. Ridicați-vă ochii și priviți foltele care sunt albe acum. Mi-aduc aminte de la Mehil, în cartea lui, de ce întârzie trezirea. Îl citează pe un om al lui Dumnezeu, care într-o noapte de rebelion a ieșit afară în stradă și treceau trăsuri încărcate cu tot felul de toalete scumpe, cu coșuri, cu bunătăți, cu stică de băutură. Omul acesta al lui Dumnezeu, e vorba de Wesley, s-a prăbușit în noroiul uliței, în genunchi, și-a ridicat mâinile spre cer și-a zis, Doamne, toți aceștia, adică oamenii ăștia care aleargă la un potop de strâu, toți aceștia pierd. L-a durut inima. Dacă ești creștin, autentic, convertit, când treci pe lângă un om, trebuie să te doare inima pe tine dacă vezi că e pierdut. Ai curajul să mergi să-i spui? Dacă nu-i spui, dacă nu faci nimic, îmi pun întrebarea unde ești. Dar, în această zi, Domnul spune și ție, ridicați-vă ochi, priviți foltele, priviți-i pe oamenii lângă care trăiți, priviți la națiunea aceasta. Poate nu găsim cuvinte suficiente pentru a vorbi francezilor și englezilor, dar ne întâlnim cu români, ne întâlnim cu neamurile noastre de sânge, din țară, care privegesc și ei pe meleagul acesta. Vă spuneam de doamna aceea care mi-a cerut ajutorul. Câteodată face Dumnezeu să vin în contact cu un om care niciodată nu a auzit de Sfânta Pocăință. Și în loc să-i dai un reper către cer, n-am cu ce să te ajut, n-am ce să-ți fac. N-am cu ce să-ți fiu de folos. Sau ne uităm de sus, că avem încă prejudecăți în mintea noastră. Dumnezeu să ne curățească de aceste gânduri. Și să ne dea inima aceasta să se cerăm și noi. Biblia spune, cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Și scrie aceleași lucruri și în Evanghelia de Matei. Cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Eu vreau să vă spun ceva, îmi doresc, eu personal, familia mea, cu soția, cu fetele, cu ginerii, cu nepoții, să strângem ceva roadă pentru acolo. Dar îmi doresc ca și frații și surorile mele să strângă roadă. Doamne ajută-ne! Amin!